Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă. Primul subiect ar fi în continuare legat de declarațiile de salubritate. Se pare că rugămintea noastră către cetățeni să vină să rectifice eventualele declarații de salubritate a avut efect. Zeci de cetățeni au venit și au corectat această declarație de salubritate. Facem în continuare apel la toți ceilalți să vină să depună declarațiile, să rectifice în așa fel încât taxa de salubritate să fie plătită conform realității, numărul de persoane care locuiesc efectiv în imobil să fie trecuți pe declarația la salubritate. Terminăm zilele astea de pregătit, să zicem, platformele pentru viitoarele containere, fiindcă am fost întrebat și pe stradă, deci, repet ce am spus poate și altă dată în conferințele de presă, vom avea 50 de ecoinsule, care sunt ecoinsule digitale, să zicem, în sensul că ele vor avea un sistem de comunicare cu un calculator de la Primăria Municipiului Pașcani. Accesul cetățenilor la aceste ecoinsule se va face pe bază de card. Vom da câte două carduri de apartament, în așa fel încât cetățenii, în momentul în care vor să ducă gunoiul, coboară cu cardul. Când ajung la ecoinsulă, apropie cardul, se desface încuietoarea. Folosesc una din cele cinci compartimente în funcție de specificul gunoiului. După ce s-a închis compartimentul respectiv, se încuie și sau rămâne încuiată ecoinsula. În felul acesta vom avea mai mult ordine, mai mult control. Nu vom mai avea oameni care vor putea să răscolească în gunoi, dar facem tot posibilul ca aceste cutii de tablă pe care le avem acum să fie în continuare folosite, dar va facem tot posibilul să le atribuim societăților comerciale, în așa fel încât societățile comerciale, bineînțeles, să nu amestece gunoiul cu populația. Societățile comerciale de obicei au mai multe ambalaje, au mai multe cartoane, au mai mult plastic și atunci facem tot posibilul să dăm și posibilitatea societăților comerciale să gestioneze mai bine gunoiul pe care l-au din activitatea proprie. Sunt convins că vom avea mai multă curățenie în oraș și trebuie să facem tot posibilul să dăm posibilitatea celor de la EcoServ ca ceea ce mătură ei de pe stradă, ceea ce adună din coșurile de gunoi, să fie, bineînțeles, gestionat corect și de către ei. Au avut și ei un control de la ANRSC și le-a fost atrasă atenția că gestionarea acestui gunoi să fie corectă în așa fel încât în momentul în care ei adună din coșurile de gunoi sau dacă mătură de pe stradă și vorbim de frunze, materialul vegetal trebuie să ajungă la locul potrivit. Pietrișul trebuie să ajungă la locul potrivit și știți dumneavoastră că mai ales după sezonul rece, când se face curățenia la rigolă, acel pietriș trebuie să ajungă unde trebuie. Bineînțeles, ceea ce se ridică din coșurile de gunoi, că vorbim de plastic, că vorbim de carton sau de menajer, trebuie să ajungă fiecare pe categoria respectivă. Vorbim de trasabilitatea tuturor deșeurilor în funcție de categoria lor. Asta ne propunem să facem în lunile următoare, în anii următori, în așa fel încât, bineînțeles, să crească și gradul de reciclare la Pașcani, să avem facturi mai mici la gunoi plătite de către primărie și, bineînțeles, să avem și mai multă curățenie în municipiul nostru. Cam atât. Păi, ce subiect mai avem, cred că vom avea un proiect experimental pe ne zi în care să ne asumăm acea cheltuială de minim 1% prevăzută în ghid pentru ceea ce înseamnă
informare pe acest proiect, vom avea clipuri, video, pliante, deci cetățenii vor fi informați de felul cum se gestionează aceste insule ecologice, ce categorie de deșeuri se depun, cum funcționează sistemul. Ce am vorbit cu firma care livrează insule, va exista posibilitatea să avem și o aplicație pe telefon, adică dacă ai cartelă, poți să-ți descarci și o anumită o aplicație pe telefon pe baza cartelei, ca să nu mergi cu cartela tot timpul la tine, să mergi cu telefonul, ai deschis cu telefonul insula, ai aruncat deșeul și mergi în continuare la serviciu. Da, deci și acel apel pentru taxa de salubritate este ceea ce bănuiam și noi. Mulți cetățeni nu erau informați, că nu au ajuns informația la ei, acum au ajuns, au rectificat o parte din declarații, au mai trecut o persoană, au mai trecut în alte locuri, sunt și care au renunțat, sunt cei care au pus în oficiu 4 persoane, au renunțat, nu stau acolo, stăm toți din coace. Eu sper că lucrurile o să se regleze și pe acest subiect, astfel încât să nu fim nevoiți, repet, să mărim taxa de salubritate. O gestionare corectă și cât mai bună a deșeului menajer ne permite să plătim facturile cu ceea ce încasăm acum. Nimic din ceea ce ne propunem noi să facem, cel puțin pe subiectul ăsta, nu vom reuși dacă nu avem și suportul populației. De aceea, poate pare, eu știu, repetitiv sau redundant să tot vorbim de subiectul ăsta, dar și cu ajutorul dumneavoastră, încercăm să popularizăm subiectul și să le transmitem tuturor că ne dorim un oraș mai curat. Da. Al doilea subiect, să zicem că ar fi legat de gazul de la Găștești. Așa cum spuneam și săptămâna trecută, am semnat procesul verbal de predare-primire a rețelelor din suburbia Găștești, acele rețele de gaz care au fost făcute, cum au fost făcute, n-are rost să ne mai întindem acum pe acest subiect, dar expertiza a fost acceptată de către cei de la Delgas Grid, probele tehnice au fost acceptate de către cei de la Delgas Grid, deci am predat, să zicem, rețelele către ei. Și vinerea trecută mi-au spus că de luni se apucă de făcut conexiunile. Adică rețeaua nouă vine conectată la rețeaua veche. Am verificat marți, cred că am fost prin Găștești, am verificat și într-adevăr era echipa la muncă acolo, fac aceste conexiuni. Din momentul în care aceste conexiuni vor fi realizate, i-am și rugat pe cei de la Delgas Grid să mă anunțe și pe mine și să comunic, bineînțeles, pășcănirilor din acel cartier care vor să dea drumul la gaz, să zicem, în această perioadă, ce au de făcut sau dacă se pot adresa din momentul respectiv celor de la Delgas Grid în așa fel încât să facă restul de demersuri pentru instalația interioară și montarea contorului de gaz. Mai este ceva? Vă stăm la dispoziție cu răspunsuri. Legat de insule ecologice, există, va exista un spațiu dedicat și materialului nostru, adică dacă cineva își face curat în casă și are un mod de aruncat, poate depozita acolo? Nu. Nu. Astăzi, materialul lemnos este primit la serile de pe strada Crăinilor. Deci astăzi cine are mobilă sau cine are lemne sau cine are, eu știu, orice fel de vegetal, este primit acolo. Am înțeles. Și legat de... Dacă să știu dacă în ce stare se află lucrările la noul cimitir, dacă sunt în grafic și când anume urmează a fi finalizat? Gradul de execuție astăzi pe ansamblu, deci peste tot, este undeva la 65%. Din ultima vizită în teren pe care am făcut-o, cred că acum 2-3 săptămâni de zile, urmează să fac una din nou în aceste zile, constructorul spune că face tot posibilul în această toamnă să ne predea amplasamentul finalizat. Sper să fie așa. Nu știu să vă spun dacă el este în grafic, dar nu știu să fie depășit graficul. Deci cred că s-a încadrat, este în termen. Și la aceeași întrebare și pentru bazinul de not.
Fazându-l din not, din discuțiile cu un reprezentant a celor de la Compania Națională de Investiții, care a fost prezent acum o săptămână, 10 zile la Pașcani, discutând de subiectul utilităților pentru bazinul de în Noți, deci apă, curent și gaz, el mi-a spus că din graficul pe care l-a studiat rămâne în continuare valabilă perioada de finalizare undeva prin martie anul viitor. Eu din ce am discutat eu cu cei de la șantier acum vreo lună de zile, două luni de zile, spuneau februarie 2025, el, domnul mi-a spus că undeva în martie 2025, pentru că și noi trebuie să venim cu utilitățile acolo înainte de finalizare, așa ar fi corect. Și vă pot spune că pe partea de apă și canalizare, cred că se lucrează și zilele astea, am văzut un excavator acolo pe strada stadionului zilele trecute, sper că nu greșesc, era aducțiunea de apă. Nu era aducțiunea de apă? E altceva, dar la apă avem aici pentru bazin, nu vom avea cea mai mare provocare, pentru că avizul dat cei de la Apa Vital înseamnă să aducem conductă de apă și canalizare din strada Mălui de la Reflex. Undeva va trebui să facem un proiect și eu, cu gazul și cu curentul. Păi, suntem în soluția, este dată acum. Din ce știu eu, am discutat cu colegii de la investiții, am dat soluții pe strada stadionului, schimbată față de zimbrului. Ok. Da? Și okay, era stabilită. Acum, deci, eram trecuți un pas în față și la gaz, deja cred că lucrurile erau mai simple, da. Iar la curent electric, discuția care am avut-o în birou săptămâna trecută, prin care am solicitat descărcare de transformatorul de la stadion era cumva rezervat multă putere din el pentru stații de încărcare și sala de sport de la stadion. Și am făcut o descărcare de acolo în așa fel încât să încapă și bazinul de not cu putere, fără să mai facem suplimentare de putere la acel transformator. Lucru care s-a rezolvat și astăzi avem cel puțin ok-ul verbal de la cei de la Delgas Grid că nu mai trebuie să facem studiu de soluție. Acolo, efectiv, bazinul de not va fi racordat din punct de vedere electric de la transformatorul chiar de lângă stația, lângă sala de sport. Deci suntem și pe acest subiect cu utilitățile în grafic. Deci primăria trebuie să se ocupe de utilități. Da, primăria trebuie să se ocupe de utilități. Am și stabilit cu constructorul la un moment dat unii trebuie să ajungem noi cu utilitățile. Va fi undeva branșamentul în fața bazinului de not, în așa fel încât noi ar trebui să ajungem mai devreme cu utilitățile acolo de finalizarea construcției. Cu plăcere, vă rog. Cât estimați că vor circula pe străzile municipiului noi autobuze electrice și cum stați cu demersurile pentru înmatricularea lor? Domnul administrator știe mai multe. Ieri, deci luni pe 14 s-a finalizat recepția calitativă a acestor autobuze. Totul e în regulă, am transmis procesul verbal de recepție, așteptăm să primim zilele acestea facturile. Fără facturi nu putem să matriculăm. Vom primi facturile de la furnizor, vom merge să le matriculăm. Urmează cei pași normal de matriculat, în sfârșit în domeniul privat, bănuiesc sau public, vedem, a municipiului Pașcani, potrivit Consiliul Local de dată în administrare la cei de la CLP Ecosier. Dacă lucrurile merg bine, așa, într-o lună, o lună jumătate, cele autobuze vor fi pe traseu. Dacă demersurile de administrative, da, pentru că nu ține de noi să le matriculăm, durează cei de la poliție, nu știu când, să vedem când vom avea nou Consiliu Local pentru hotărârile de Consiliu Local de însușire și dare în administrare. Dar mă bucur că am depășit etapa de recepție cantitativă și calitativă. Avem două stații de încărcare provizorii care funcționează. În paralel, am scos la licitație, vom scoate zilele astea la licitație și acel proiect tehnic aprobat de Consiliul Local în ultima ședință, ce privește amenajarea definitivă a stațiilor de încărcare, atât cele lente cât și cele rapide, atât cea rapidă din strada Gării și
cele lente de la sediuri AGCL, cu transformatoare, cu tot ce trebuie, dar avem deja făcut pentru ATR, se lucrează, s-a făcut proiectare, vom lucra, scoate și lucrurile. E o cheltuială în plus, în jur de 2 milioane și jumătate, pe care municipiul Pașcanu va trebui să și-o asume pentru a asigura încărcarea acestor autobuze. Eu zic că se merită la un contract de 14 milioane, autobuze cu garanție 8 ani. Zic că se merită. Și oricum, cred că viitorul este electric, deci în momentul în care poate rețeaua de transport a municipiului nostru se va dezvolta sau vom avea parteneriate cu celelalte comune, mă gândesc și eu la o zonă metropolitană, atunci vă dați seama că aceste transformatoare care se montează vor putea să deservească și alte autobuze, nu dublu, dar oricum, două, trei autobuze în plus vor putea fi încărcate de aici. Deci o investiție, din punctul meu de vedere, bună, care se amortizează în timp, în așa fel încât municipiul Pașcani, în viitor, peste 10-20 de ani, să fie în continuare, să zicem, pe un parcurs către ecologie, către sustenabilitate, către tot ceea ce înseamnă modernitate și standarde europene. Făcusem probleme așa ca să discutăm pe subiect. Am făcut noi un calcul așa estimativ cu cât am consumat pentru un traseu gen Gâștești și cât ar fi consumat dacă erau alimentate cu motorină și am ajuns la jumătate. Deci am consumat cam de 30 de lei curent electric, iar motorina ar fi fost dublu. Așa, deci oricum vor scădea costurile din consumul de energie. Au un consum mic. Ok, mai sunt întrebări la dumneavoastră? Da. Sunteți de acord cu solicitarea APA Vital de a majora prețul la serviciile de furnizare a apei? Nu. No. Asta este punctul meu de vedere. Nu știu cât contează doar un singur punct de vedere al primarului de la Pașcani, dar de principiu nu sunt de acord. Pot înțelege, să zicem, o indexare cu inflația, pentru că inflația ne afectează pe toți, nu doar la apă, dar și la celelalte bunuri. Deci pot să înțeleg o discuție referitoare la inflație, dar în rest, vă spun sincer, deocamdată nu văd oportunitatea, pentru că deja avem un preț destul de mare din discuțiile pe care le-am și eu cu cetățenii de pe stradă și ei sunt afectați direct de această creștere a prețului la apă și canalizare și câteodată a ajuns apa mai scumpă decât curentul sau alte utilități. Când demarează lucrările la locul de joacă de la Riama, noul loc de joacă? E o chestiune de săptămâni. Zile, da. Contractul era acum pe circuit, l-a semnat, tot ce trebuie, viză, CFP și mai trebuie. Săptămâna viitoare, cred că va fi invitat celul care și-a lăsat să semneze contractul și de comun acord vom stabili dacă va începe lucrările anul acesta, dacă vremea permite, sau dacă nu, din primăvară. Și noi, vă rog. Câteva clarificări, apoi câteva întrebări. Privitor la aceste insule ecologice, carburile care vor fi eliberate, vor putea fi folosite și în alte locații? Nu. Se atribuie exact pe zona respectivă. Vom face, am gândit cam 200 de apartamente așa, pe insulă. Minim 200 de apartamente pe insulă. Ai un card și nu îl poți folosi decât la insulă, da, în cartierul tău, okay. Da. Aceste carduri vor fi împărțite și celor care locuiesc la casă, în suburbii sau nu. Doar... Nu, de acolo se ridică din fața porții. Deci cine stă la casă se ridică din fața porții. Ai situațiile în care, de exemplu, ai case între blocuri. Și dacă operatorul spune eu nu ridic de la casă acolo că am 6 case în jurul a 10 blocuri, atunci putem să dăm carduri
pentru cei de la casă, pentru că și ei folosesc aceeași ecoinsulă, dar face sens doar în zona de blocuri, da? Agenții economici, cei de la magazin, vor primi cardul, vor putea depune la... Nu. Nu. Facem tot posibilul să dăm altă variantă agenților economici. De ce? Pentru că aceste ecoinsule nu au volum atât de mare încât să primească, de exemplu, ambalajele de la un magazin. Vă dați seama că sunt magazine care generează într-o zi ambalaje pentru tot volumul de acolo. Și atunci facem tot posibilul pentru fiecare magazin în parte să dăm câte un alt soldățel din asta, altă cutie de tablă, da? Cum avem acum, dacă cine mai avem prin oraș, le dăm specific. Deci, pentru magazinul X, vor fi amplasate unde? Lângă celelalte ecoinsule. Deci, ansamblu va fi acolo, se depozitează gunoiul. Numai că facem... În general, da. Adică, analiza pe care am făcut-o noi acum pentru zona din deal și din vale, mă refer la zona comercială, Ștefan cel Mare cu Moldovei, și cu Zavodă, cu Gării, să zicem, ceferiștilor în cap. Adică cam în aceeași zonă, numai că va fi mai bine organizat, separat cumva, compartimentat aici populația, aici agenții economici, și fiecare are controlul unde depozitează. Am înțeles. Privitor la bazinul de nord, sunt așteptări foarte mari în legătură cu această investiție, în sensul că părinții, tinerii, copii așteaptă să meargă la bazin după ce el va fi deschis. Bineînțeles. Dacă această investiție va putea fi folosită de către Pășcăneni sau doar de către unitățile de învățământ sau prin intermediul unităților de învățământ? Nu, este un program pe care nu trebuie, cred că, să-l inventăm noi acum. Este deja folosit de către alte municipalități. Un exemplu de bună practică, cred că este Roma, nu? Este Dorohoiu, am înțeles că funcționează bine acolo, în sensul că chiar este întreținut corespunzător și că și aici e o chestiune cum îl întreții, din discuțiile pe care le am de obicei când ajung în șantier. Vă dați seama că acolo în șantier mai discuți cu inginerii, unde ați mai construit, ce ați făcut. Da, și chiar și reprezentantul de la CNI a spus, doamne, sunt cazuri și cazuri. În sensul că el oricum trebuie întreținut bine, trebuie încălzit bine în perioada de iarnă, pentru că dacă nu îl întreții cum trebuie, atunci el se poate degrada mai repede sau, eu știu, se defectează ceva din interior mai repede, există... Deci va fi dat în administrare unei școli? Va fi dat în administrare, o să vedem, să alegem varianta cea mai bună, că va fi la școală, că va fi la CSM, că la... o să găsim varianta în așa fel încât în programul de funcționare să aibă loc, bineînțeles, copiii, pentru că el este... Deci cine și cum va putea să... Și după amiaza, cum se întâmplă și la Roman, poate fi folosit de către populație pe bază de abonament, pe bază de... Deci e un model pe care o să-l luăm de la ceilalți, care deja au bazine de nord. Da, deci el se face o confuzie. Da, el se cheamă bazin de nord didactic, deoarece nu are dimensiuni pentru competiții. Și zice, domnule, pentru a învăța să înnoți. De aceea se cheamă bazin din nod didactic, nu care e dat dedicat pentru învățământ. Da? Iar cei de la Roma, că am fost și eu cu fiica mea la nod acolo și am vorbit și cu cei de la primărie, după amiaza, de regulă, după ora 16, poate fi folosit și de alte persoane, da? Cum veneam, noi veneam de la Pașcani sau nu cei din Roma. Cei din Roma se posibil că pot să facă acele ore de not cu instructori autorizați în timpul programului de învățământ, la ora de sport. Dar ca să poți să-ți mai acoperi din costuri, poți să dai și pentru, program, de regulă, copiii după ora 16, anumite zile, sau am văzut și adulți pe un culoar, să zic că am ceva de genul de agrement, da? Cu un preț mai mare. Și atunci acel bazin putea fi folosit așa cum o stabilim noi printr-un regulament pe care vom lua model de bună practică de la Roman, Dorohoi sau unde îl găsim. Am înțeles. Și ultima chestiune de clarificat, privitor la cimitir, după ce va fi făcută recepția, va putea fi folosit sau sunt necesare și alte intervenții pentru calea de acces sau altceva? Nu, nu.
Nu cred. Adică în momentul finalizării calea de acces va fi asigurată. Nu văd probleme pe calea de acces pentru că proiectul prevede calea de acces. Deci el, dacă îl considerăm 100% finalizat, înseamnă că calea de acces este deja o chestiune rezolvată. Deci la finalul anului sau de anul viitor va putea fi folosit nou cimitir. Da, asta intenționăm. Cât se poate de repede, pentru că în continuare sunt solicitări pentru locuri de veci. Va trebui să aprobăm și un regulament. Îl aprobăm, îl modificăm. Noul Consiliu Local va trebui să aprobăm nou regulament. Da. Am câteva întrebări. A apărut pe rețele de socializare un filmuleț făcut de cineva. Vă deranjează? Nu. Zâmbesc că până acum m-ați întrebat și tot întrebările au fost. Da, ok, nu contează. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Nu, domnul Cojucaru, pentru mine sunt o oră la dispoziția dumneavoastră. Okay. Vă rog. A apărut pe rețelele de socializare un filmuleț făcut de cineva în legătură cu mașini care sunt parcate pentru a fi vândute aici, în apropierea primăriei. Și, mă rog, într-un fel, întrebarea era, doamne, este târg de mașini cumva înființat lângă primărie? Pornind de la această chestiune, întrebarea mea este următoarea. Dacă, de ce nu intervine poliția locală? Pentru că e clar că sunt parcate în mod ilegal. Doi, mai ales în contextul aglomerației rutiere, care este dimineața de regulă și la amiază în zona școlii 3 și a grădiniței de alături. Adică, un tronson, am numărat acum când a venit în coace, erau 14 mașini cu afiș de vânzare. Deci, tronsonul ăla e blocat de mașini puse la vânzare. Okay. O să parcheze părinții sau cei care vin și ajung în zona respectivă, mai ales în perioada aglomerată, este iată ocupată cu mașini. Cine le pune? De ce poliția nu intervine? Pentru că parcarea nu este interzisă acolo. Astăzi, nefiind reglementată parcarea, în sensul că este plată sau este atribuită locatarilor, nu poți să-i spui cuiva, domnule, ia-ți mașina de acolo. Noi astăzi suntem cu serviciul de parcări reglementat în zona Vale, dacă știți partea dreaptă de explanadă. Suntem pe licitație și acum cu o zonă și vă pot spune că astăzi cel care ne face nouă proiectele tehnice pentru parcări în municipiul nostru a fost la Pașcani și am discutat să începem și pentru o zonă din deal. Dar fiindcă mai avem solicitări ale unor instituții publice, am ales zona din deal să facem zona dintre unii suntem noi acum, limitată de strada Grădiniței, Eugen Stamate și Ștefan cel Mare. Perioada următoare o să facem ridicările topo pe această zonă. Proiectantul va face propuneri. Aceste propuneri vor fi autorizate, avizate de către Poliția Rutieră Iași. După care știți și dumneavoastră că trebuie să completăm inventarul locurilor de parcare. Ceea ce trebuie dat prin legii instituțiilor publice va fi dat prin legii lor. Restul o să scoatem la licitație pentru cetățeni. În momentul în care vom face pentru cetățeni, dacă sunt atribuite pentru cetățeni, bineînțeles că aceste mașini pe care le vedeți dumneavoastră acolo sau cetățeanul respectiv nu vor mai putea să stea după ora 14. 13 sau 14. 13 parcă era pe regulament. Pentru că efectiv va veni omul și zice, doamne, am licitat aici pentru locul de parcare, te rog să-ți ridici mașina, că ea are un afiș de vânzare, că nu are un afiș de vânzare, nu mai contează, omul trebuie să elibereze zona. Deci, pe măsură ce înaintăm cu serviciul de parcări, vreau să spun că se va face mult mai multă ordine și claritate în acest regim de parcare, plus că încercăm și acum să completăm, să zicem, acest regulament cu chestiuni mai clare referitoare la acele locuri de parcare care sunt cu destinație pentru spațiile comerciale, în așa fel încât cei care au magazine trebuie să aibă un loc de parcare de unde să descarce marfa și, bineînțeles, vom ajunge și în zonele de la piață sau în zona de la din centru sau de la piață Vale sau de la gară, unde vom face locuri de parcare cu ora sau cu abonamentul. Da? Deci,
mergem mai departe cu tot acest serviciu de parcări. Am fost și eu. Deci am fost și eu întrebat pe de cetățeni, mai ales în contextul în care la prânz sau la, sunt vin foarte mulți la școala 3 și stau multe mașini acolo. În acest moment acei oameni nu încalcă nicio lege. E o parcare publică. Nu poți să-i spui, dă-te mai încolo. Dar care un afiș pe geam, asta e opțiunea fiecare, puteți spune și dumneavoastră pe mașina dumneavoastră dacă aveți la vânzare și ori nu parcați prin oraș, vă vede cineva că aveți în geam la... Deci nu există o reglementare, n-am nicio infracțiune. Ca să fie considerată mașina abandonată, trebuie să fie 6 luni nemișcat. De regulă să mișcă. Mai devreme de 6 luni. Ar trebui ca 6 luni să nu faci fie o constatare și 6 luni de zile monitorizezi și vezi că n-am mișcat de atunci și atunci mașina abandonată și poate fi ridicată. Va trebui să... Pe măsură ce vom face acest sistem de parcări și poate dă Dumnezeu să facem și noi un GIS, un sistem informatic pe tot ceea ce înseamnă, eu știu, primăria municipiului Pașcani, vom reglementa fiecare metru pătrat din asfaltul, să zicem, cu destinație de cale rutieră. Și atunci vom ști unde este trecere de pietoni, care sunt semnalizările, care sunt distanțele la trecerea de pietoni, ai parcare, n-ai parcare, deci toate lucrurile astea trebuie făcute. Dar nu puteți reglementa prin comisia de circulație, nu să fie posibilă oprirea... Știți, dacă faci oprirea interzisă, este valabilă pentru toată lumea. Nu, deci, stațional, să facem stacționarea interzisă și doar oprirea? După amiază nu mai pot parca cei care stau la bloc, pentru că e oprirea interzisă. El poate sta 5 minute, dar trebuie să plece. Că aia înseamnă oprirea și staționarea. Poți pune staționarea... De exemplu, dimineața până la ora 2, dacă puneți interdicția asta, nu o să vină în fiecare zi să-și pună mașinile acolo. Pentru staționare. Da. Am înțeles. Este în lege, variant, dacă este în lege posibilitatea nu, să este pui, o variantă de lucru, corect. Este o variantă. Noi nu ne-am gândit să luăm o anumită zonă în parte. Știu și eu că sunt în continuare probleme din oraș, numai că am zis că venim cu aceste demersuri legale în care stabilim clar câte parcări sunt, cât nu sunt. Exemplu, avem soluția, avem speța în față la judecătorie, da? Deci, noi asta acolo, parcările au fost făcute cum au fost făcute, acum nu poți să faci o parcare dacă nu se încadrează pe un normativ, cu distanțe, cu dimensiuni, cu lungimi. Deci, lucrăm mai încet, dar lucrăm bine, asta vreau să zic. Cum va arăta Ziua Națională a României? Avem un program de activități aprobat cu spectacol de punere de coroane și tot ce ținem. Dar au fost diferențe între partea aprobată, partea teoretică și partea practică, uneori aia vă întrebuie. Nu, deci vom... Ce vă rog să-i spuneți care e diferența. Ce va aproba Consiliul Local, aia se va face. Multe activități care au fost puse pe program n-au fost făcute. Dar am avut situația cu aceste restricții financiare, deci nu avem ce să... Dar de-aia vă întreb. Da, lucrăm deja pentru... Așa încercăm cum a spus să găsim sponsorizări. O aștept pe doamna Nedelcu în continuare să vedem câte sponsorizări aduce și doamna Nedelcu. Da, deci să știți că noi lucrăm la chestia asta pentru că activitățile sunt aprobate, trebuie să găsim la partea financiară pentru acea... Era în jur de 40.000, deja poate ați văzut afișul pe care l-am publicat pe... și invităm pe piața să cale pe Pășcăneni la crossul toamnei, deja o societate comercială care e trecută ca sponsor pe afiș și așa mi se pare corect, s-a oferit să finanțeze acel cross. Și spunem public, mulțumim companiei... Mulțumim Pacmaia. Păi da, nu, că nu e o chestiune de produse, de comercializare, nu facem, să zicem, acea promovare de produse. E corect să se spunem, mulțumim societății Pacmaia pentru faptul că și în acest an a ales să sprijine financiar activitățile primăriei. Mulțumim pentru cei 20.000 de lei. Deocamdată atât au fost sponsorizat. Mulțumim 20.000 Pacmaia pentru cei 20.000 de lei pe care i-a dat primărie pentru activitatea crossul toamnei. Două întrebări mai am. Discutăm despre autobuze electrice, deci parte din transportul public. Dar observ că evitați să puneți în discuție subiectul transportului public urban, intern. Domnul Cășoca, dați-mi voie să vă... Am anticipat întrebarea noastră, am vrut să fie o surpriză. Vom face și transport public urban cu hotărâre Consiliul Local, pentru că avem cu ce.
avem 6 autobuze, din care avem 5 trasee și unul de rezervă. Ele sunt noi și acum avem cu ce, nu că n-am vrut. N-am avut cu ce. Vedem. Imediat ce vom avea autobuze în funcțiune, deja am vorbit cu cei de la transport să identifice o rută care va trebui aprobată de Consiliul Local. Ne-am gândit la zona... Bun, vorbim cu specialiștii, cei care au... Asta am vrut să spun și eu. Haideți să facem un studiu de trafic și să vedem cam... Deci preocupă subiectul. Ne preocupă subiectul să facem un traseu la rotund în municipiu, în zona de urbană, adică da, nu pe cartierele cele 5 din jurul Pașcanului, ci efectiv pe zona urbană, să facem un circuit la rotund. Asta vrem să facem, da. Dar vom vedea dacă folosim autobuzul, dacă folosim altceva, dacă, eu știu, este cazul să mergem cu un autobuz de 50 de locuri sau poate o mașină mai mică, care să fie mai mobilă, să fie mai ușor de intrat, poate, printre străduții. Vom analiza chestiunea asta, numai că, știți cum e, n-am vrut să deschidem noi un subiect public, da, legat de acest circuit intern, atâta timp cât noi, pe circuitele celelalte vechi, eram cu cazanele de autobuze care sunt acum. Luăm în considerare... Nu știu dacă cu siguranță, dar... Provizorii vom putea încerca să vedem dacă e fezabil, că am înțeles că s-a mai încercat și nu a fost adresabilitate. S-a încercat de vin și un pic, da, exact, a mai fost un astfel de proiect implementat și nu a fost rentabil. Cei de la Ecoserv ne vor da... Acum sper că vom avea și niște costuri mai mici, pentru că autobuze noi fără așa, și cei de la Ecoserv vor gândi un program, de ei deja va trebui să aprobăm o nouă rută în Consiliul Local, dar eu mă bucur că avem cu ce să pornim. Până acum n-am avut cu ce. Orice am fi vrut să facem pe transport, n-am avut mijloace de transport. Acum avem. Și trebuie să stăm măcar un an cu circuitul respectiv ca să vezi efectele. Obișnuința. Pentru că, da, obișnuința, lumea nu știe că există autobuzul ăla, nu... Până ce află lumea, există o întârziere, un delay în implementare. Asta e prea devreme, 2-3 luni de zile, doamne, n-am avut încasări, hai să renunțăm. Deci o să ne asumăm o chestiune, să zicem, bineînțeles, în Consiliul Local, cu toate actele necesare, da? În așa fel încât să facem acest traseu, dar vă spun că noi doi, dar și ceilalți colegi, cel puțin de la partid, discutăm de acest subiect înainte să câștigăm primăria în 2020. Ne tot gândeam cum să îmbunătățim, să zicem, transportul în comun în Pașcani. Mai că n-am vrut să-l aruncăm public subiectul până când am zis, doamne, hai să demonstrăm că facem ceva, hai să demonstrăm acum că avem niște autobuze. El, pentru că avem cu ce, avem un autobuz care poate fi folosit. Până acum n-aveam cu ce. Se strânge și un bani de nemulțumire din partea taximetriștilor pentru că nu mai existau acele curse interne mai dese făcute de cetățeni cu taxiul. E o treabă. Problema era că nu aveam cu ce. Aveam cu ce, autobuze nu erau și nu era cu ce. Stați un pic. Și a doua la mână, acum să gândim unde vom face stații de îmbarcare. Asta l-am dat la cel la Ecoserv, să gândim un traseu cu stații de îmbarcare, prin să ajungem și prin Fântânele și pe Dragoș Vodă. Lucrăm. Am vrut să vă facem deci, o surpriză. Taximetriștii sunt convins că vor avea clienții lor. Cei care vor să folosească transportul în comun vor avea clienții lor pe transport. Cine are mașină proprie, are mașină proprie. Acum, interesul este să reducem din traficul din oraș, deci interesul general primează și e mai bine să avem, eu știu, 10 călători într-un mijloc de transport decât să avem 10 mașini care merg în aceeași direcție în același timp. Nu se pune grad de comparație, dar asta este, adică să ne vedem porniți cu autobuzele electrice, să vedem că am reușit să facem pe subiectul ăsta, după care trecem la etapa următoare. Întrebarea adresată domnului administrator public. Mâine este ședința de constituire a noului Consiliu Județean. Dumneavoastră înțeleg că urmează să depuneți jurământul. Veți rămâne Consiliul Județean? Veți face parte din Consiliul Local? Am zis că am 15 zile să mă hotărăsc. Am 15 zile să mă hotărăsc. E normal, am luat un vot, mă duc să depun jurământul. Voi fi consilier județean cel puțin pentru 15 zile, atât cât îmi permite legea după a doua validare, în funcție de ce vorbesc cu colegii, cu domnul primar, voi stabili dacă voi merge la Consiliul Județean sau rămân în Consiliul Local. Să vedem cum poate îl promovăm.
Nu, nu, relația e bună, deci vă spun sincer, mă bucur că facem echipă. Mulțumesc. Până la fostul public CFR, se parchează, sunt foarte mulți care parchează, chiar dublează rândul din dreapta, în special. Dimineața au fost blocaje de rutiere acolo. Am văzut mașina poliției a trecut, nimeni nu oprește, nimeni nu verifică, nimeni nu intervine ca să rezolve astfel de probleme. Acolo este, cred, cel mai aglomerat și poliția locală sau? Este problemă. Da, de poliția locală vorbesc. Da. Dar și nu o să nu până în piață, chiar până la biserică. Așa este. Repet ce am spus și altă dată, poliția locală mai are de pus la punct încă multe chestiuni. O parte sunt și administrative, trebuie să le facem noi, nu dau vina doar pe polițiștii locali, trebuie să reglăm și noi tot ceea ce înseamnă domeniul public, clar spus, e parcare, nu e parcare, ai voie, n-ai voie, dar și ei, bineînțeles, în situațiile, cum le-a spus dumneavoastră aici, în care vezi dublată banda, deci n-ai ce opri acolo. Da, așa este. Să știți că și în general am văzut, s-au obișnuit pășcănenii pe un stil așa mai comod, adică trebuie să fac 50 de metri, parchez aici în față, că... Trebuie să mai punem la punct și câteva chestiuni cu colegii de la Poliția Locală. Mulțumesc. Haideți să vedem și de pe online. Domnul Mario spune, la Pașcani o să fie bani pentru datele și obiceiurile de iarnă în decembrie sau pentru petrecerea în stradă în seara de Revelion. Vom face ambele evenimente, îl asigur pe domnul Marius că facem tot posibilul să se întâmple aceste evenimente de tradiție în municipiul nostru. Mai sunt altele? Poate nu le văd eu? Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc o săptămână ușoară, cu pace, cu sănătate și cu apă la robinet.